Ponomareze, marele vis al lui Liviu Dragnea, unde se va organiza marele miting al PSD. Liderii PSD au rămas ocai de începutul guvernării, atunci când, în februarie 2016 au fost marile proteste împotriva Ordonanței 13, iar în Piața Victoriei au ieșit, conform unor estimări, aproape 600.000 de oameni. Surse din PSD susțin că marele miting pentru susținerea familiei tradiționale va fi mai mare decât cele din februarie 2016. Avem toate detaliile organizatorice pregătite. La acest moment, timp ce mijloace de transport putem indisponibiliza, timp când oameni pot veni. Va fi un miting cum nu s-a mai văzut în România, susțin cei de la PSD. Marele miting al PSD va fi organizat în Piața Victoriei, special pentru a fi comparat direct cu cel din 2016. Oamenii vor fi adunați în Piața Victoriei și pe bulevardele adiacente. Ceea ce înseamnă că în ziua mitingului capitala va fi paralizat. Liderii PSD așteaptă să vad când va promulga președintele Klaus Iohannis legea referendumului. În funcție de asta vor stabili data mitingului și data efectivă a referendumului pentru susținerea familiei tradiționale. În acest moment, se ia în calcul amânarea spre toamna acestor evenimente. Dacă președintele trage de timp și nu promulg legea referendumului, atunci cei de la PSD vor organiza mitingul și referendumul în toamnă, pentru că vara este greu de mobilizat lumea la vot. Practic, ar fi nevoie să vin 6 milioane de români la vot. Pentru ca acest referendum se îndeplinească cvorumul de prezent, o cifră greu de atins fără o mobilizare exemplară.